Numai El poate. Amin. Amin. În această după masă, cred că ne va fi folositor să citim din Cartea Domnului, din Doi Împărați, capitolul 5, despre Naaman și vindecarea lui. Cred că aveți Biblii, deschideți-le și să citim împreună acest minunat cuvânt. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și i-a zis stăpânei sale, „O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui.” Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, împăratului, adică, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii
și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpara mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul s-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns: Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis: Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catârii, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici arderi de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată, totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea. Mă închin și eu în casa lui Rimon să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis: Du-te în pace. Amin. Preamărit să fie Domnul. Scumpi frați și scumpe surori în Domnul Iisus, lecția de azi ne conduce la o stare pe care de multe ori o putem afla în noi înșine. În Vechiul Testament, în foarte multe locuri, lepra e povestită cum a atacat pe oameni mari, pe oameni de seamă. La trimiterea lui Moise de către Dumnezeu ca să meargă la evrei, să-i scoată din robie, primul lucru, Moise a comentat, bazându-se că el nu-i potrivit, nu-i persoana potrivită pentru a merge, că eu sunt gângav și pe mine oamenii nu mă pot înțelege.
Dumnezeu i-a spus, voi trimite înaintea ta pe fratele tău, pe Aron, și tu vei ține locul lui Dumnezeu, vei vorbi din partea lui Dumnezeu. Aron va ține locul de proroc în locul tău și va vorbi din partea ta. Aron era mai mare decât Moise. Și ați văzut cum se întâmplă când ai 2, 3, 4 copilași în casă, cel mai mic vorbește de pare că vai Doamne câte spune, dar tu nu știi nimic ce zice. Dar cel mai apropiat în ani, cu un an, doi mai mare decât el, știe tot ce zice. Și tu atunci îl întrebi pe ăsta, ce-o zis, mă? Și el îți spune ce-o zis. Ați văzut fenomenul ăsta? Eu l-am văzut de multe ori. Am avut mai mulți copii și l-am văzut de multe ori. Ei, așa era Moise cu Aron. Eu mi-am închipuit că dacă el era gângav și avea o vorbă încâlcită, l-am asemănat cu unul Toma de la Săcămaș. Toma de la Săcămaș locuia într-o ruptură de stâncă când eu am dat de el acolo. Și m-am mirat, mă, un om bătrân, singur acolo, avea pe el numai o rochiță și în cap un batic de femei, dar el era bărbat. În schimb, era foarte bătrân. Și el a început imediat, că m-am băgat acolo la el și i-am deschis serveta, aveam niște fructe cumpărate din Ilia, de la piață, și o franzelă. Și i-am deschis serveta ca să ia ce crede. Apoi el punea mâna și, dacă era moale, o punea de partea lui, dacă era tare, o punea înapoi la serveta mea. Franzela moale încă mirosa bine, cum era atunci pâinea în țară. Atunci, dacă făcea cineva un cuptor de pâine, apoi toată strada mirosa. Sau când cumpărai franzelă sau cornuleță, umblau un sas pe la noi cu un coș în spate. Păi nu trebuia să strige la cornuleță. Când trecea pe stradă, toți copiii mirosa și fugea, era un leu cornulețul și îl lua. Acum stai lângă o mașină de 5 tone de pâine, poți să dormi lângă ea că nu-ți miroase pâinea. Că nu-i mai pâine, e numai cretă de munte. Numai 40% are grâu în ea. Încolo nu mai are. De aceea, de multe ori, eu când mâncam pâine albă, păi mi se făcea aici ca o baltă și nu putem suferi. Am întrebat pe unul care avea fabrica lui de pâine, alimenta orașul, fratele Todor Burcă. Mă, dar ce pâine îmi dai tu? Că el venea în toată sâmbăta și ne aducea o pâine. Ce pâine, faină, albă, dar ce-i cu ea, mă, uită-mă pe râdea ăla. De 25 de ani am tot cerut să-mi aducă 20 de chile de făină, de grâu curat, de la morile de la Hamilton, cele mai mari mori din Ontario. Dar nu a vrut să-mi aducă niciodată decât din asta la care e pusă barele. Apoi dacă ai cu ce citi barele, vezi ce e acolo. Dacă nu, mânci și te bucuri de ce capeți. Așa. Și franzela mi-a luat-o Toma. Și a început să-mi povestească Toma. Atunci ne-am dat seama cum vorbea Moise. Toma făcem. Ați înțeles ce-o zis? Așa vorbea Moise.
El mi-a spus mie, de când sunt eu, nu mai este nimeni. Și în satul Săcămaș, comuna Săcămaș, acolo, nimeni nu-l cunoștea ca neam. Și cei de la Deva, când l-au îngropat, că nu a avut nimeni cine să-l îngroape, au scris în ziarul de atunci, Drumul Socialismului, că a murit Toma de la Săcămaș, care au avut 140 de ani. Deci, avea dreptate de când el nu mai este nimeni. Și așa vorbea Moise. Ascultă, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeu. Dar poporul nu știa ce trebuie. Apoi strigă Aron după el. Ascultă, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Și Dumnezeu, vedeți, el se folosește de invalizi, el se folosește de oameni cu defecte și el se folosește de păcătoșii care vor să-l asculte și să lasă păcatul. Glorie Domnului! Slavă Domnului! Mare Dumnezeu avem noi! Așa Moise a început să se eschiveze. Nu se omul potrivit, trimite pe altul. Păi eu nici nu am o vorbă, vezi că vorba mea e încurcată. Păi Dumnezeu a zis, dar cine face pe om mut sau surd? Nu eu. Trebuie să te duci. Păi n-am cum. N-ai? E bagă mâna în sân. Și-a băgat mâna în sân. N-o scoate-o. Când a scos-o, era toată plină de lepră. Vai de mine, ce-am pățit. Bag-o înapoi. Băgat-o înapoi în sân și când o scos, era normală carnea lui. Vedeți? Deci primul om despre care Biblia scrie că a avut lepră a fost Moise. Dar de ce a avut Moise lepră? Pentru că n-a fost gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost gata să primească o sarcină. De dimineață mă suna o soră, nu mai știu de unde, de până Europa. N-am întrebat-o exact. Ce să mă fac? Dar ce ai vrut să te faci? Nu știu, ce vrei? Eu am fost o cântăreață și cântam în adunare și mă bucuram și se bucura și frații. Dar la un moment dat, ceva de pe acolo, nu le-au convenit de ei, au zis ceva, nu știu ce. Și ei au zis, gata, eu nu mai cânt. Nu mai cânt. Și n-am mai cântat. Și acum, zicem, ni bolnav, tot gâtul, de-abia vorbesc, acum nu-i mai vorbă să cânt, nu mai pot bine nici vorbi. Păi sigur că dacă te împotrivești lui Dumnezeu, El are metode. Doamne, fii slăvit! Apoi, Maria, cea mai vestită femeie, de pe vremea aia și din Israel și din istorie, și ea s-a umplut de lepră. De ce s-a umplut Maria, sora lui Moise, de lepră, știți? Ea s-a umplut de lepră, fiindcă a avut obiceiul femeilor de azi, de pe atunci. Femeile de azi l-ascultă pe Hozan predicând, ascultă pe Edi, ascultă pe Marius sau pe Nelu, ce mai știi pe care. Și începe și face comparație. El așa, el așa, ăsta ar putea să nu mai predice, ăsta știu eu, ăsta ce mai atâta, mai bine să-și învețe copiii lui, ăsta... Și din astea, așa, știi? Și
Și atunci îi găsesc vin, că nu este om fără vină. Toți oamenii au greșurile lor. Și Maria, care l-a salvat pe Moise din apele Nilului, acum îl bagă în apele tulburi ale poveștilor. Și iasă baza că vorbește drept. Și drept vorbea. Dar când spui un adevăr cu care să înjosești pe altul, cu care să-l calomnizezi pe altul, cu care să strici slujba cuiva, nu uita atunci diavolul să folosește de tine. Tu spui adevărul, dar diavolul râde, Dumnezeu e trist și te pedepsește. Că ai spus adevărul în contul diavolului și nu în contul lui Dumnezeu. Fii foarte atent. Proverbele lui Solomon zice, dacă ai o pricină, apără-ți pricina ta, dar nu da pe față taina altuia. Nu? Omul nelejuit în gândul lui, când află ceva rău de cineva, atât ai de sătios să publice rău. Și el zice, eu îi spui, nu-mi rușine, eu îi spui. Dar proverbele zice, cel nelejuit n-are rușine. Neprihănitul nu dă pe față taina nimănui. Știți, în Noul Testament, primul om numit neprihănit a fost Iosif, bărbatul Mariei. Și el măcar că a văzut că Maria acum a venit din excursia ei, că s-a dus la mătușe sau la Elisaveta și a stat acolo 6 luni de zile. Când a venit acasă la 6 luni de zile, burta ei era mare, oricine a văzut că e gravidă. Iosif trecea pe un trotuar pe alta, Iosif nici nu se mai uita la ea. Iosif, păi nu mai vii la mine, păi nu vorbe nimic, Iosif. Era trist. El știa, eu sunt curat, păi ce știu eu, cum de eu rămas gravidă, nu știu. Dar fiindcă era neprihănit, n-a vrut să o facă de rușine înaintea nimănui. Vedeți? Omul neprihănit nu vorbește de păcatele altuia. Se ocupă numai de păcatele lui. Maria era neprihănită într-un fel. Domnul lucra cu ea era un poet a timpului de atunci, compune cântări și avea un fel de chitară cu care cânta înaintea oamenilor și învăța femeile din Israel să cânte și așa mai departe. Dar s-a apucat de bârfă. Pe ce? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Dar asta era copilul pe care el o salva din ape. Vedeți până unde duce bârfa. Pe copilul tău cel mai drag ești în stare să-l vorbești de rău. Și ca mamă și ca soră ești în stare să vorbești de rău. Pe ăsta are fată din Madian, nu are evreoaică. Apoi ăsta nici nu-i tăiat împrejur. Apoi ăsta a omorât un om. Păi ăsta a fost fugar atâta timp, acum când a venit noi l-am primit bine, acum el vrea să fie șeful nostru. Acum el zice că numai prin el vorbește Dumnezeu.
O, Dumnezeu vorbește și prin noi. La un moment dat zice, tot poporul sfânt, nu numai tu. Dar Moise spune, mâine veți vedea care e sfânt. Și Dumnezeu, e tot ce a spus a fost adevăr. Dar un adevăr cu care a întărit lucrarea diavolului. Moise cu adevărat omorâs un egiptean, cu adevărat el n-a fost tăiat împrejur, cu adevărat el nu a avut în Madian cu cine să se însoare, a luat o fată de acolo, de-a lui Etro. Toate erau drepte, dar adevărul spus din ură, din bârfă, din torcăiala inimii tale, îmbogățește pe Satan și lucrarea Satanii și tu superi pe Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a vorbit cu Moise și a spus, tu, Aron și Maria, câtești trei să veniți în cort. Cortul era casa lui Moise. Și-au intrat toți trei în casă și a venit Domnul, dar el n-a intrat acum în casă. Altădată era locul lui acolo, dar acum era Maria păcătoasă, că a bârfit pe fratele său. Și unde e păcat, Dumnezeu nu intră. Și a stat la ușa cortului. Că și Aron s-a însoțit cu Maria acum. Și a început să-i întrebe. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu Moise? Eu cu el vorbesc gură către gură, nu ca și cu alți proroci care prorocesc și de multe ori ei nu știe ce prorocesc și cei ce ascultă nu înțeleg ce zic, că nu-ți duhovnicești și dacă nu-s oamenii duhovnicești, degeaba prorocul prorocește. Că nu înțelege nimic. Oamenii care nu-s duhovnicești umblă după proroci. Toată ziulica dau telefon la proroci. Că ei n-au pe Dumnezeu. Oamenii care au pe Dumnezeu postez să roagă și Dumnezeu le vorbește lor. Fie printr-o deschizătură de scriptură, fie printr-un vis, fie printr-o vedenie, fie că trimite pe cineva la ei acasă, sau cineva îi dă telefon, ce știu de unde. Uite asta, asta. Dar oamenii care n-au pe Dumnezeu, ei aleargă toată ziua de la proroci la proroci. Și Domnul zis la Moise, nu ca și la ceilalți, la care mă descoper prin lucruri grele de a fi înțelesă. La el vorbesc gură către gură. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva lui? Și prorocul Isaia mai târziu zice că Duhul Sfânt li s-a făcut vrășmaș la Maria, la Aron, pentru că au vorbit împotriva lui Moise, Duhul Sfânt li s-a făcut vrăjmaș. Aici se încadrează hula împotriva Duhului Sfânt. Când tu vorbești împotriva unui om pe care Dumnezeu l-a câștigat pentru el, spălându-l cu sângele lui Iisus, iertându-i greșurile, cum zice Salmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit și cu fără de legea iertată, nu?
Păi dacă Domnul vrea să-i acopere greșul cuiva, păi tu vrei să-l descoperi, apoi tu lucri cu Dumnezeu sau lucri împotriva lui Dumnezeu? Vedeți, dragii mei? Ei, acum, să ne apropiem de ce am citit. Moise a fost pedepsit cu lepra pentru nu știu cât timp, pentru că nu s-a supus voii lui Dumnezeu, n-a vrut să asculte, n-a vrut să primească aceea minunată trimitere. Maria s-a umplut de lepră pentru că a vorbit împotriva prorocului Moise. Naaman s-a bazat pe poziția lui și era mândru. Cum am citit acolo la început? Că el era așa de bine cotat înaintea stăpânului său. Așa. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea împăratului, stăpânului său, și mare vază. De ce? Că Dumnezeu făcuse o lucrare prin el. Într-un război, lui a deschis mintea cum să lucre și a ieșit biruitor armata care o conducea el. El era un fel de șef de stat major pe toată țara. Dar mândria, îngânfarea asta, încrederea în sine, lauda de sine, toate astea-s lepră. Vai, ce predică mi-o dat Domnul mie! Ai grijă să nu te facă să-ți bagi mâna în sân. A, păi ce prorocie o dat Domnul prin mine, păi dacă nu, păi vai de mine. Măi, bulgăre de pământ, smerește-te, că Domnul nu împarte slava cu nimeni. I-a dat biruință, sigur, la Naaman, dar dacă el s-a fudulit, s-a mândrit, s-a îngânfat, Dumnezeu l-a smerit și i-a dat lepra. Lepra e foarte periculoasă. În majoritatea cazurilor începe de la vârful degetelor, de la mâini, de la picioare. Adesea ori de la cot, adesea ori de la urechi. Am văzut la Chicago, în spital, într-o cameră singură acolo, un frate care a avut un diabet și nu l-a îngrijit deloc diabetul. A mâncat orice, n-a vrut să ia medicamente și diabetul se transformă în lepră. Poate n-a știut până azi asta. Dar un diabet neîngrijit se poate transforma în lepră. Astfel că la bietul fratele ăsta, când m-am dus eu să-l vizitez, o ureche era mâncată de tot, cotul de la mâna dreaptă era mâncat, călcâiele erau mâncate de lepră. Și a murit acolo, în patul lui. Un frate s-a dus la Tichilești, cum merg mulți la Tichilești. Și acolo era un băiețandru atăcat de lepră. Lepra care începe așa de la vârful degetelor, de la mâini, de la picioare, e tare dureroasă.
chinuri grozave, tare dureroasă. Și bietul copil, spune fratele, urla și striga în gura mare, Doamne, de ce nu m-ai făcut-o un câine, nu un copil, că nu mai rezist așa ceva? Dureri grozave. Naaman era și el acum cu toată poziția lui, era izolat, avea o cameră undeva în palatul lui, izolat acolo, dar conducea oștile, gura era bună, a adus o fetiță tocmai pentru asta, că nevastă să nu îndrăznea să intre la el cu mâncare cu una cu alta. Dar a dus fetița asta. Faptul că îi zice fetiță, trebuie că ar fi avut 10-12 ani. Și asta trebuie să vadă de camera marelui comandant, să-i ducă mâncarea, să-i ia hainele, să-i le spele, să-i dea altele, să se îmbrace. Era slușnica la nevasta lui Naaman, ca să-l poată ține pe el în izolare acolo. Dar ea, uitându-se la el cum se chinuie, uitându-se la el, a apucat-o mila și a început să vorbească cu stăpâna. Dacă Domnul meu ar fi la prorocul ăla din Samaria, din Israel, prorocul ar vindeca de lepra lui. Mă, ce veste! Ce veste minunată! Aducând o fetiță roabă, a adus o veste de eliberare mare. Măriți să fie Domnul! Nevasta i-a spus la comandantul ăsta. Și ăsta a trimis vorba și a vorbit la împăratul. Și împăratul a făcut o scrisoare și a trimis-o la împăratul lui Israel. Pare mi se că în Israel, la ora aia, era împărat Ioram. Nu era el așa credincios, Ioram. Dar când a primit scrisoarea, atunci a zis, după ce s-o Dumnezeu să omor și să înviez, asta e pricină de ceartă. Dar omul ăsta n-a mers călare pe cal. Ceilalți erau călări pe cai. Pe el scrie că l-a dus într-un car. Să vede că era atăcat și la picioare și la mâini. Nu putut el mere ca un capitan pe cai călare. L-a dus cu carul. Dar mândru cum era, s-a dus la împărat. Împăratul citește, rupe hainele. Păi ăsta caută război, ăsta ce-i asta? Aude Elisei. Când aude Elisei, măcar că era o distanță de la Samaria până unde era împăratul și așa. Trimite vorbă. Trimite-i aici la mine și vor ști că este un proroc în Israel. Doamne, fii slăvit! Noi auzim adesea ori prorocii, dar omul ăla, dacă e întrebat, mă, tu ești proroc, nu poate să zică că e proroc.
N-are îndrăzneala asta. Dar Elisei era așa de bazat că el e proroc, încât îi spune la împărat, trimite-l aici la mine și va ști că în Israel este un proroc. Glorie Domnului! Vinei cu tot alaiu, scrie Biblia, cum am citit, până la poarta lui Elisei, dar nu se dă jos din car. El a așteptat să vie Elisei, să-i facă așa frumos o plecăciune, o primire. Dar la Elisei nu i-a păsat de rangul lui. Nici nu a ieșit din casă. Nu știu unde era Gehazi. Dar trimite pe un sol, pe unul care era acolo la îndemână. Vezi că Naaman sirianul, căpetenia oștirii Sirii, așteaptă să mă duc la el, dar nu mă duc, mă, du-te tu și spune-i să se ducă la Iordan, să se scalde de 7 ori în apa Iordanului și se va curăța de lepră. Vine ăsta. Nu vine prorocul, nu. Dar prorocul a zis să te duci la Iordan și să te scufunzi în apă de 7 ori și te face curat. Mă, pă, ce om e ăsta? Nici să-mi dea o atenție, nici nimic, nici măcar să nu se prezinte el. Îmi trimite vorbă printr-o slugă. Pă, ce e asta? Mândria lui îl năcăje acum. Cum pe mulți îi năcăje mândria, când cineva nu le răspunde cum vor ei, când cineva nu le dă atenție, nu-s gata să sufere nici cea mai mică din scăzămintele care i s-ar putea atribui, ci el e îngânfat în sine, odată să mânie. Păi dacă nici nu stă de vorbă cu mine, păi nici nu mai viu la adunarea asta. Păi dacă nici nu m-a ascultat ce am vrut să-i spun, păi ce om, păi gata. Smerenia te înalță pe culmi. Mândria mere înaintea la ce? La cădere, măi omule. Ea te coboară jos. Să mânie și pleacă înapoi. Drum lung. Dar toți oștenii lui stătea departe de el, ca de leproși. Cum și acum aveți, cum li frică la oameni să dea mâna unul cu altul. Stau toți departe, unul de altul. Și care nu stau, pățesc. Azi am primit un telefon în care ne-a spus că niște credincioși de la Târgu Mureș, țigani de neam, n-au respectat, s-au adunat cu toții la oaltă și după aia a început moartea între ei și s-au îmbolnăvit și doi inși au lăsat copiii și ei au fost duși în izolare, au venit soră a femeii respective să grijească copiii și s-o bolnăvit și o murișie între copii. Un dezastru mare. Dragii mei, în Londra, adică în Anglia, nu știu exact în ce loc, la fel, s-au adunat mai mulți la oaltă și acum unii sunt bolnavi și alții au și murit. În Seattle s-au adunat, după cum ne-au povestit alții, ca să stăruiască. S-au rugat acolo, a doua, a treia zi, mulți din ei bolnavi și bai mare. Măi, leveticul așa zice,
să izolez bolile astea care sunt așa cumplite. Și bine să ascultăm, slavă Domnului. Ei, dar ăștia se tot gândesc, mă, ce ușor îi pentru asta să se ducă, să se scalde și să fie curat. Zice Biblia, cum ați auzit că am citit, din slujile lui s-au apropiat de el, până aici a stat tot departe, nici vorba, nici aerul să nu meargă de la unul la altul. Dar acum s-au apropiat de el și i-au vorbit: Părinte, păi dacă ți-ar fi cerut prorocul lucrurile mari, nu le-ai fi făcut. Păi tu ai venit de acolo cu 10 talanți de argint. Tu ai venit cu, cât scrie acolo, 500 de sicli de aur. Tu ai venit cu 10 costume, noi nouțe, cele mai scumpe care le fabrică în Siria. Câte n-ai vrut tu să dai pentru vindecare? Acum ție nu ți-a cerut nimeni nimic. Numai să te duci, apă, ascultă, du-te, scaldă-te și vei fi vindecat. Cât credeți că e un talent? Poate nu știți. Un talent e 42 de kilograme. Ați auzit când Eli, ăsta, Gehazi, a venit să ceară un talent? El o zis, fă-mi plăcerea și e doi. Dacă să-i ducă, a trebuit să-i pui în doi saci. N-a încăput într-un sac. Măcar că argintul e ușor. Dar doi saci, că era fiecare talent 42 de chile și a pus oameni ca să îl ducă. Vedeți? Ce face mândria cu omul? Era cât picis să se ducă înapoi acasă cum a venit, plin de lepră. Dar s-au apropiat, au îndrăznit să se apropie de el, că nu se putea apropia din două motive. Una, rangul nu permite, și a doua, era lepros, nu îndrăznea nimeni să se bage, să ia lepră de la el. Dar s-au apropiat, i-au vorbit, s-a dus la Iordan, cu cât dispreț a privit la apa Iordanului, și mai mică, mai ales în partea dinspre Siria, e mic Iordanul. Nu știu care a fost, dar eu am fost. L-am trecut de vreo două, trei ori. E mic. Cum l-a privit el cu dispreț. Dar l-au silit cei care era cu el. Îndrăznește. Scufundă-te în apa lui. S-a băgat odată. Lepra, cred că o dură mai rău când o da de apă. S-a băgat a doua oară, tot nimic. A treia oară, nimic. A patra oară, nimic. A cincea oară. Măi, numai usturime, mă, nu nimic, mă. A șasea oară, nu mă mai bag. Mă, o zis de 7 ori, bagă-te și a 7-a oară. Când o ieși din apă a 7-a oară, carnea lui era ca unui copil. Nu mai era pe el coj, puroi și bube. Era curat. Glorie Domnului! Atâta putere are cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi atâta putere are cuvântul lui Dumnezeu. Fie cel scris, fie prin proroci. Numai să fie prorocul proroc. Că mulți s-au obișnuit cu vorba de a proroci și mai prorocesc și fără ca Domnul să zică. Că ei știe acum să manevrează vorba.
Dar, Doamne, iartă-i și iartă-ne pe toți. Numai când Domnul vorbește, atunci se împlinește mărire Domnului. Am văzut, de exemplu, o soră, după o naștere, de la brâu în jos nu mai simțea nimic. Și asta s-a întâmplat toamna, în ceva vreme. În februarie, e vorba de familia fratelui Gaja de la Crișeni. Cam prin februarie, așa ceva, au făcut o adunare și au chemat mulți proroci, între care și sora Rozalie de la Cluj, Borhanci. Și rugându-se acolo, noapte, târziu, stăruia în rugăciune pentru vindecarea sorei, strigă Duhul Sfânt prin sora Rozalie o dată precisă din april, când va fi vindecată. Măi, în data aia, în jur de amiază, s-o sculat din pat și-o umblat și umblă până azi. Când Domnul vorbește, El împlinește. Glorie Domnului! Doamne, fă-i pe toți proroci să ne bucurăm de ei și să împlinească Domnul cuvintele care se rostesc prin prorocie. Că nu toate cuvintele rostite prin prorocie se împlinesc. Domnul vorbește, dar se poate întâmpla să nu se împlinească. De aceea eu zic lui Habacuc, scrie prorocia că asta nu va minți, se va împlini. Dar cum poate o prorocie să mintă? O prorocie îi dată în temeiul unui lucru, a unei dorințe a lui Dumnezeu și a unei pretenții a lui Dumnezeu. De aceea se zice dacă. Dar dacă acest dacă tu nu-l împlinești, prorocia poate să aibă un termen de o lună, de un jumătate de an, de un an. Dacă tu nu împlinești acest dacă, la prorocie expiră terminul și nu o mai vezi împlinită în veci. Și atunci tu poți zice că prorocul e mincinos, dar tu ești mincinos. Că tu n-ai înțeles și nu te-ai conformat și prorocia nu a putut să aibă loc. Vedeți? Multe ar fi pe contul ăsta, dar las astea acum. Să ne ocupăm un pic de Naaman în continuare. Când Naaman vine și se vede vindecat de lepră, făcuse un drum lung deja până la Iordan, dar se întoarnă cu tot alaiul înapoi și acum nu-i mai mândru, mă. Acum se dă el jos înaintea lui Elisei. Și Elisei nu mai stă în casă izolat ca să n-aibă tangență cu leprosul. Iasă și el. Și stau frumos de vorbă. Glorie Domnului! Te rog acum, primește, că uite ce dar ți-am adus. Primește, nu. Nu, eu nu primez nimic. Și eu da drumul să se ducă cu daruri cu tot. Gehazi, probabil că la a doua venire să fi fost prezent. Prima dată nu, că scrie că pe altcineva, o slugă, o trimis-o de i-o spus. Dar acum au auzit discuțiile și Gehazi avea o casă la deal, unde stătea, nu stătea chiar în casă cu Elisei.
Venea numai la lucru Domnului cu Elisei, dar stătea într-o casă pe deal mai departe. Ce i-a dat în cap diavolul? Mă, ce daruri! Hai, cum să le câștig? Și făurește o minciună și fuge și îl ajunge. Când îl ajunge, Naaman, bucuros, să vede că l-a văzut că era ce cu Elisei, l-a cunoscut, se dă jos și merge înaintea lui, toate bune, da, toate bune, da. Auzi, ne-au venit doi fii a prorocilor din muntele Samarii, mă, cum le-o tâlcui, mă. Și părintele Elisei m-a trimis ca să îmi dai un talent de argint și două haine de schimb, două costume. Cine știe, o fi fost și cămăși, dacă e de schimb, probabil tot. Cum am pățit eu odată, trebuie să mă duc la o căsătorie nepos de la Beclean, acolo sus. Și ne-am fost făcut casă, tot bănuțul l-am băgat acolo, ba nici nu avem, că am luat concediu, după aia am luat concediu fără plată și nu avem bani. Dar purtam o bască, cum purta românii, așa o bască. Aia era spartă, săracă, așa aia. Păpucii erau roși, călcam așa într-o dungă pe ei. Pantalonii uzați, haina uzată, tot. Eu, miuță dragă, de joia, eu vreau să mă duc, nu te duci niciunde, Vasile. Ăia sunt oameni luxoși acolo, ăia cum tu te prezinți ca un țigan cerșitor. Cum, mă, nu te las, nu? Ai, îmi ardea inima, Doamne, cum să nu mă duc, ai, Doamne. Dar când a fost vineri seara, eu gemem, ardem tot să mă duc. Auzim autobuzul de ora 9 că trece în sus, ăla stătea puțin, în las și întorcea înapoi. Nu mă bate cineva în poartă, că la mine e închis toată proprietatea cu zid și poartă. Nevasta, du-te, Vasile, vezi cine-i. Când mă duc, noapte, întuneric, nu era atunci luminate străzile. Nici în casă nu avem totdeauna curent. Când mă duc o soră de la Căstău, Căstău e vreo 5 km de la Orăștie către munte sau 7 aici. Sora Mărie Domuța, codesagă. Hai, Hozane, repede, hai repede că mă grăbesc ca să iau autobuzul iară să mă duc, să prind trenul, să mă duc la Orăștie. Hai repede, ce-i? E repede astea, intrăm în vorba asta în casă. Du-te în casă dinainte și îmbracă-te să văd dacă ți-e bun ce-am cumpărat. Măi, minune! O pereche de pantofi, ciorapi, o bască, maieu, cămașe, un costum verzui frumos. Mă, dar toate părea că erau desenate pe mine, nu alta. Când viu din casă, prima dată mă adresez la nevastă, miuță dragă, mă lași să mă duc la nuntă, acum te las. Slăvit să fie Domnul. Așa îmi închipui că și ăla, dacă i-o dat haine de schimb, i-o dat pe toate, nu i-o dat numai o țoală acolo. Bucuros, îi dă și doi oameni de-i duce, că e greu, 40 de chile și apoi și haine. Dar când ajunge la casa lui, lăsați-le aici, să nu vadă Elisei. Elisei bătrân de acum, nu mai trebuie să știe toate. Și
dă drumul la cei care l-au ajutat, vine la Elisei. Când intră în casă Elisei, Gehazi, de unde vii? Robul tău nu a fost nicăieri. Altă mare minciună. Păi cum n-a fost nicăieri, n-a fost Duhul meu cu tine când Naaman s-a dat jos din car și a venit înaintea ta? Măi, pentru păcatul ăsta a minciunii și a lăcomiei, lepra aruncată de pe el în Iordan se va lipi de tine și tu și sămânța ta după tine vor fi leproși. Măi, ce blestem mare aduce minciuna și lăcomia. Vedeți? Dacă părinții obișnuiesc să fie lacom, copiii vor fi mai lacom. Dacă părinții obișnuiesc să mintă, mereu copiii văd că mint, apoi copiii vor minți mai ceva. Și neam de neam va crește și se va mulți o neam de mincinoși și o neam de oameni care poftesc ce nu au, ce nu-i a lor. Mulțumiți-vă cu ce aveți! Mare mirare, măi! În aceeași zi, un lepros scapă de lepră și alt lepros se umple de lepră. În aceeași zi, un mare om se smerește și capătă îndurare de la Dumnezeu. Un om mare pricepe că Dumnezeul lui Israel nu-i altul pe tot pământul. Și mai pricepe ceva. Eu trebuie să mă duc că împăratul, când se pune în genunchi înaintea idolului, să sprijine pe mâna mea și eu l-așez așa pe genunchi. Trebuie să mă plec și eu pe genunchi. Dar te rog, părinte Elisei, dă voie să iau pământ de aici cât pot duce doi catâri. Și apoi îl așez acolo lângă templul lui Rimon, zeul la care se închină stăpânul meu. Și când eu mă duc acolo, să nu mă închin pe pământul lor străin, să mă închin pe pământ din Israel. Și eu nu mai vreau să mă rog la alți Dumnezei, numai la Dumnezeul lui Israel. Am scăpat de mândrie, am scăpat de lepră, cunosc că există un Dumnezeu, mărească-i să numele. Numai Lui vreau să mă închin de azi înainte. Și Domnul să vă ajute pe fiecare care mă ascultați. Nu știu cât sunteți, dar oricât să fii, pocăința e calea care te duce la Dumnezeu. Lăsați mândriile, lăsați minciunile, lăsați lepra asta a păcatelor și Domnul să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu cu toată inima. Amin!